La sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a avut loc în perioada 16-18 noiembrie cea de-a doua ediție a Festivalului Județean de Teatru pentru Elevi. Festivalul a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. La eveniment au participat 45 de trupe, fiind prezenți aproape 600 de elevi din școlile și liceele din Sălaj. Festivitatea de premiere a concursului a avut loc dominică. Daniel Seuca, directorul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a declarat că în urma competiției au fost oferite premii și mențiuni la secțiunile Teatru Popular și Teatru Dramatic, premiile în bani fiind oferite de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituția Consiliului Județean Sălaj. Astfel, la secțiunea Teatru Popular, premiul întâi a fost obținut de Liceul Tehnologic Gâlgău, trupa Mugurii Someșeni, premiul 2, Școala Gimnazială Chieș, mici actori, iar premiul 3 a ajuns la Școala Gimnazială Preoteasa, trupa Junii Preotesei. La secțiunea Teatru Dramatic, Școli Gimnaziale, premiul întâi a fost adjudecat de Școala Gimnazială George Cosbuc din Zalău, trupa lui Pătrățel, premiul 2, școala gimnazială Gârbo, trupa Topic, iar premiul 3 a fost obținut de școala gimnazială Carastelec, trupa Ciutoraș. La secțiunea Teatru Dramatic, secțiunea Licee, premiul 1 a fost obținut de Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești, Cehu Silvanie, trupa Berechenie, Premiul 2, Liceul de Artă Ioan Sima Zălău, trupa Amis, iar premiul 3 a fost câștigat de Liceul Tehnologic Ioachim Pop, Ileanda, trupa actorii ai timpului. De precizat ar fi și faptul că, pe lângă aceste premii, organizatorii au acordat la fiecare categorie și mențiuni sau premii speciale. Alături de actrița Melania Ursu, din juriul festivalului, au făcut parte și Florica Cristea, Ileana Grațiana Pop, Ilidiana Jurcă, Viorel Tăutan, Gheorghe Bodea, Flaviar Ardelean, Flavius Ducăcel și Marcel Lucaciu.